Flashmobul de dans popular a fost organizat ca un eveniment spontan menit să ia prin surprindere pe spectatorii veniți să asiste la festival și scopul se pare că a fost atins, deoarece atmosfera din public s-a animat în momentul în care aproximativ 150 de tineri au început să danseze pe ritmul popular. Tinerii s-au adunat prin intermediul rețelelor de socializare și nu s-au pregătit în mod deosebit pentru coreografie. Este un număr mare de spectatori aici pe Esplanadă și normal, noi suntem învățați cu telespectatorii, cu spectatorii, dar cei care au participat mai puțin. Chiar dacă este al doilea flash mob, totuși, emoțiile sunt. Din punctul meu de vedere, a fost bine pentru că avem un public numeros, dar ce-mi pare rău că am nimerit în plin sezon, când majoritatea dintre cei care ar fi participat se află pe litoral sau știu un concediu fiecare. Ce vrem să demonstrăm? Noi am încercat acum ca cel de-al doilea să fie mai multe persoane decât la primul, unde au fost 220 de persoane. N-am reușit, dar nu ne dăm bătut. Sperăm ca la anul să facem un al treilea flash mob cu poate 500, cine știe. Noi încercăm să arătăm publicul gălățean că dansul popular încă mai trăiește aici în Galați și încercăm să-i atragem pe cât mai mulți, mai ales copiii, să vină să urmeze cursuri de dans popular, fie la centru cultural, fie la alte școli. Flash mobul este al doilea de acest fel, după cel organizat pe Faleza Inferioară în data de 8 iunie, la care au participat 270 de persoane.